acțiunii, da? Delimitarea zonei, acolo de mal care sunt acolo, care imediat vor fi puse să nu se dărâme mal. Utilajele profesioniste, oamenii bine echipați. Ne aflăm în cartierul Prepelac, a treia etapă a proiectului finanțat de Uniunea Europeană de reabilitare a instalațiilor de apă și canalizare în municipiul Târgoviște. După cum știți, săptămâna trecută a fost în zona Romlux, apoi a fost în zona industrială pe strada Cooperației. Acum, iată, ne aflăm în Prepelac pe Cronicarilor. Este doar începutul unei ample acțiuni de introducerea rețelelor de canalizare într-o zonă care până acum nu beneficia de aceste utilități. Vrem, prin acest proiect, care are o importantă finanțare europeană, să aducem toate zonele municipiului Târgoviște la standarde normale din punct de vedere al infrastructurii. După cum ați văzut, constructorul și-a luat toate măsurile de a face lucrarea corect, în timp real și, dacă se poate, chiar mai repede decât era stabilit. Apreciez faptul că se iau măsurile de siguranță, de motivație europeană pentru a nu avea, în primul rând, accidentări și apoi a fi foarte atenți la calitatea lucrării și la cum cheltuim banii publici. Sper ca lucrarea să se termine în cel mai scurt timp, de calitate, și sper că locuitorii acestei zone, la finele lucrării, să fie mulțumiți, pentru că nu e așa, toți suntem egali și toți trebuie să avem aceleași condiții de viață. Mulțumesc, domnul președinte! Vă spun și eu bună ziua! Astăzi aici începem o nouă etapă a proiectului de finanțare europeană de 5,4 milioane de euro, pe care îl avem în desfășurare în toate orașele din județul Dâmbovița. Este o zonă aici, în cartierul Bebelea, cartierul Sârbiei, care nu a fost niciodată canalizată, nu a avut niciodată rețele de apă. Este o acțiune de continuare a modernizării Târgoviștei, așa cum v-a spus primarul Gabriel Boriga în ultimii 4 ani de zile. Nu pot decât să mă bucur că a început această acțiune, pentru că banii europeni, iată, creează locuri de muncă, atât de necesară într-o perioadă dificilă pentru economia națională și nu numai pentru economia României, ci pentru economia mondială. Ce pot să vă spun este că vor continua lucrările de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare din toate orașele din județul nostru. Chiar săptămâna viitoare vom semna la Moreni contractul de execuție pentru stația de epurare din zona Moreni. Din păcate, pentru rețelele de apă din Moreni, situația este contestată, astfel încât locuitorii din Moreni vor trebui să mai aștepte circa o lună de zile până să dea rezultatul contestat. Consiliul Județean, în Florin Popescu, și într-adevăr se vede că n-au rămas mai promisiuni și într-adevăr să începe aceste lucrări care trebuiau făcute de foarte mult timp și n-au rămas minciuni cum au mințit ceilalți înainte de acest mandat 2008-2012, lucrări pe care trebuiau făcute de foarte mult timp în urmă. Totodată beneficiază și comunitățile de rom și cartierele de rom din județul Dâmbovița de aceste lucrări care sunt foarte binevenite, pe care le așteptam de foarte mult timp. Într-adevăr, ne dă încredere și de-aia și sprijinim în continuare și primarul municipiului Târgoviște și președintele Consiliului Județean, că nu ne-au mințit și s-au ținut de promisiuni. Vă mulțumesc! Ce ne-a facem utilajele și după aia ne apucăm să plecăm din zonă? Sunt curcături pe nu despre ce venim. Firul de țeavă, șaua de țeavă. Da, da, e o întârziere de o zi, două, că o dată unele să nu-și facă griji. Promisiunea va fi terminată în vara asta. Deci, vara asta, uite cum a fost, vara asta se va termina toată lucrarea. Toată. Și aici, la fel, că e același... Și actele de casă? Actele de casă, bă,